E ca un făcut. De fiecare dată când sunt cu Radu alături, trebuie să lupt și împotriva lui și împotriva mea. De mai mulți ani, împreună cu Emi Socaciu, dar și cu uneori cu Mihai Loc, Mihai Cernea, de vreo câțiva ani tot vinit schimbările pe care le aduce proprietatea intelectuală. Și de ce există această rezistență genuină la proprietatea intelectuală? Un motiv ar fi că e o instituție extrem de recentă. E o invenție, dacă vreți, a iluminismului, care a ajuns la noi nu neapărat în forma care au toți autorii iluminiști sau unii dintre ei. Și nu avem o aderență sau nu reușim să internalizăm acele reguli. De ce nu reușim să le internalizăm? Trebuie să luăm două căi de răspuns. O cale e cea juridică, dar e lipsită de farme. Și altă cale este tocmai cea morală. Ce conflict există între anumite datorii și datorii impuse de sus în jos, cum sunt datoriile legate de proprietatea intelectuală. Și în acest cadru, primul lucru pe care de altfel l-a și remarcat și l-a subliniat, a insistat Radu, e tocmai conflictul între aceste două norme. Unele, cum spuneam, sunt de sus în jos impuse cumva prin autoritate, altele emerg natural. E fascinant cum emerg natural, până la ce punct și în ce condiții. Și Radu, spre final, va explica condiția. Condiția este să nu avem un polițist la ușă care se uită prin fișierele noastre. Dacă am avea acel polițist, costurile cooperării ar crește foarte mult. O să încep de la premisa teoretică a cea autointeresului. De exemplu, argumentarea sau efectele sau consecințele unui astfel de argument. Foarte mulți autori astăzi ar spune că sunt unele de tip comunist. Liberalul radical susține o formă de infocomunism. Interesant și dacă plecăm din această perspectivă a infocomunismului și nu avem premisa autointeresului, ci mai degrabă a unor dorințe colective, a unui spirit comun care ne împinge înainte, să ajungem la aceeași concluzie. Concluzia care e cooperarea este o datorie morală în situații în care nu există niciun impediment. Nu o să fiu infocomunist, adică mi-ar plăcea foarte mult. Doar să le enerve speranță. Deci, degeaba stă în stânga la aia. Da, exact. De aia stau pe stânga. Dar cred că această premisă a autointeresului nu e chestionabilă în sine, ci e chestionabil faptul că e o singură premisă. În viața socială avem mai multe premise. Una ar fi și asta a interesului sau a altruismului, cu toate costurile care au. Dar chiar dacă am introduce și o a doua premisă, o a treia, nu cred că ar schimba foarte mult drumul argumentului lui Radu. Am să plec de la felul în care a definit și de altfel e cumva felul standard cel al lui Erwin Ostrom. Cum a definit acțiunea colectivă? A zis că e nevoie de minim doi agenți care împărtășesc un scop comun, partajează un scop comun, îmbunătățirea unei situații. Teoretic sună foarte bine, dar de exemplu, un antropolog ne-ar spune că acțiunea colectivă modelată așa, economic, este prea puțin în raport cu ceea ce înseamnă cu adevărat acțiunea colectivă într-o comunitate. Într-o comunitate în care ai riscuri legate de reputație, într-o comunitate în care întotdeauna există ierarhii, vizibile sau invizibile, există roluri și așa mai departe. Și mie mi se pare că ne-ar fi greu nouă filozofilor să privim acțiunea colectivă într-un sens, dacă vreți, istoric. Preferăm să o teoretizăm, să o modelăm, pentru că manipulăm mai ușor întregul fenomen. Dar un antropolog, de exemplu, sau un sociolog, ar spune că acțiunea colectivă este mult mai mult decât un scop comun în îmbunătățirea situației. Și aici cred că ar trebui să lucrăm în întregul nostru program de cercetare, să vedem care sunt preconcepțiile noastre sau prejudecățile noastre legate de acțiunea colectivă și cooperare. Citeam mai de mult un articol în care niște biologi spuneau că sunt cel puțin 16 astfel de prejudecăți în mintea omului care face știință socială.
Nu se le numără pe toate. Dar una e, una dintre prejudecăți e că putem modela ajungând la niște agenții impersonali și să vedem doar interacțiunea între ei. Iar biologii spun, dacă vă uitați un pic la natură, sau antropologii spun, dacă vă uitați cu adevărat la o comunitate, acțiunea colectivă e mai mult decât atât. A făcut o analogie cu bunurile comune, a pornit de la tragedia bunurilor comune și pajiștea. Dar eu cred că această analogie poate fi doar parțială. De ce? Pajiștea chiar se află în proprietatea unei comunități. Ea este un bun comun. Pe când, în cazul partajării de fișiere, fișierele nu sunt un bun comun. A, ideile care stau în spate, concepțiile, bineînțeles, alea se prefac în timp, e o acțiune colectivă, dacă vreți, întreaga istoria culturii. Dar, în sine, acele fișiere, așa cum le doresc autorilor, în cea mai mare parte, nu sunt bunuri comune. Astfel, cred că această analogie a tragediei bunurilor comune e parțial în momentul în care vorbim despre bunuri intelectuale sau obiecte ideale. Acum o să pun o întrebare bazată pe un fapt empiric. De ce acțiunea colectivă în cazul adevăratelor bunuri comune digitale, cum ar fi Wikipedia, sistemul de operare GNU Linux, sau chiar Mozilla Firefox, pe care o folosim cu toții zi de zi. De ce acțiunea colectivă în aceste cazuri are mai puțin succes? Pentru că, vedeți, în fiecare an, Wikipedia își începe și mai devreme campania de recoltare de fonduri. Asta înseamnă că e o criză. Înseamnă că ori sistemul s-a întins foarte mult și nu mai poate fi întreținut colectiv, ori intențiile oamenilor de a întreține un astfel de bun comun scad de la an la an. La fel, Mozilla. Norocul fundației Mozilla este că primește bani de la Google. O să vă întrebați, de ce primește bani de la Google? Păi e simplu. Odată ce ai un competitor bun, propriul tău browser, care se dorește chiar sistem de operare, va fi bun. Pentru că vei avea întotdeauna această competiție. Se vor naște niște idei din sânul Mozilla, astfel încât tu să poți să-ți îmbunătățești propriul produs, respectiv Google Chrome. Dar dacă n-ar exista acest personaj Google, Mozilla n-ar duce deloc bine. Iar în cazul Wiki, Mozilla și Linux chiar vorbim de bunuri digitale per se, genuine. Și asta ridică un semn de întrebare, ce oamenii sunt mai dispuși să colaboreze atunci când aduc din altă parte niște bunuri și le colectivizează, decât în cazul în care chiar produc de la început bunurile alea colective. Aș mai face o distinție pe care Radu n-a făcut-o explicit, poate nici nu e necesară în argumentul său. Dar în cazul BitTorrent, doar protocolul este unul deschis de tip bun comun. Protocolul, la atare și tot ceea ce se lucrează. Că vă dați seama, de la an la an el se dezvoltă. Dar nu și fișierele pe care le transferăm prin acest protocol. Și cred că distinția e importantă. Protocolul, așa cum observa și Radu, are în sine încastrată această valoare a cooperării. Și de altfel protocolul e folosit pentru multe alte aplicații, nu doar file sharing. Companii foarte mari folosesc să comunice, să transfere fișiere mari. Poate fi folosit în tot ceea ce înseamnă voice over IP. Mai bine folosești un protocol de tip peer-to-peer, cum e BitTorrent, decât alt tip de protocol. Deci protocolul în sine chiar e un bun comun. Fișierele, dacă sunt sub copii, nu mai sunt bunuri comune. Am putea folosi, atunci când ne uităm la BitTorrent și tocmai la ideea asta, încastrării anumitor valori, o direcție din etica aplicată în domeniul sensitive design. O direcție dezvoltată undeva în anii 90, în Statele Unite și Olanda, la care aderă din ce în ce mai mulți ingineri astăzi. Tocmai această idee de a construi tehnologii care îmbracă anumite valori. Că nu există tehnologii neutre. Nu poți să te uiți la BitTorrent și să spui a, păi unii oameni preferă să facă partajare de fișiere fără drept. Nu, el în construcția sa orientează omul către așa ceva. Bun. Întrebarea. O altă întrebare. Este această cooperare pe BitTorrent, cooperare în adevăratul sens al cuvântului, sau e doar o formă de coordonare? Cooperarea presupune niște costuri de genul renunț la X
pentru a spori sau pentru a îmbunătăți Y. Ca în cazul tragediei comune, oamenii renunță o zi să-și mai trimită oile, vacile, pe pajiște, tocmai ca pajiștea să se regenereze. Renunță la ceva pentru a reuși să întreții sau să îmbunătățești sau să sporești un bun comun. În cazul de față, e clar că ai noștri utilizatori, respectiv chiar noi, nu prea renunțăm la nimic. În cazul tehnologiei de față, acum 10 ani de zile, da, tocmai că să ai țeava liberă, ai fi renunțat, nu știu, la a juca un joc online sau la a sta pe Skype sau Yahoo Messenger și așa mai departe. Astăzi nu mai renunț la nimic. Adică că ridic un semn de întrebare dacă vorbim despre cooperare sau despre o formă de coordonare facilitată de tehnologie. Astfel, fără a avea aceeași tărie sau aceeași încărcătură, dacă vreți, moral. Să ne întrebăm ce se pierde când cooperăm pe viitor. Pentru că, aparent, nu se pierde nimic. Am putea spune, mai ales oamenii care fac, nu știu, teoria literaturii sau sunt interesați de valoarea estetică, dar spune că se duce valoarea operei. Ea fiind tot timpul disponibilă, tot timpul la îndemână, nemai fiind rară, oricum e rară în mod artificial, tocmai asta, dar nemai fiind rară, oamenii vor simți ca oricând accesul la ea. Că este un bun ca oricare altul. Și cum ar spune Benjamin, nu facem decât Walter Benjamin, decât să fetișizăm bunurile culturale. Să le transformăm în niște mărfuri, în cazul de față, mărfuri necostisitoare. Dar care pot sta undeva la infinit, într-un loc, și noi ne vom accesa tot timpul. Toată acea căutare specifică, nu știu, plăcerilor intelectuale, dispare. Nu mai ai acea căutare. Costurile căutării se reduc, acele fișiere nu trebuie întreținute, nimeni nu mai... își mai face ceva colecții de CD-uri sau DVD-uri cu muzică? Nu. Se numesc hipster. Se numesc hipsteria care fac asta. Exact. Bun. În același timp, am spune că se mai pierde ceva. Ca orice colectivitate care nu ajunge să fie încă o comunitate, se pierde ceva. Individualism. O anumită orientare personală a oamenilor. Suntem toți unificați sub același protocol. Bun. Întreagă, la un moment dat spune că n-ai vrea să mergi de rupe pe linia utilitaristă și te înțeleg. File sharing-ul trece fără nicio problemă orice test utilitarist. Mai bine, nu e mai bine, nu, oamenii nu vor fi mai fericiți în momentul în care vor avea acces la toată cunoașterea lui. Nu vom crește gradul de fericire general, chiar dacă o să scadă gradul de fericire al creatorilor, mai bine zis al producătorilor. O să nebunească cineva la Hollywood, dar 50 de milioane de români, indieni, bulgari și turci, vor avea acces la vedetele lor. Asta va duce la o îmbunătățire, la o stare mai bună, la creșterea unei fericiri, cel puțin momentan. Deci dacă am aplica o schemă utilitaristă, cred că file sharing-ul ar fi câștigător dintr-o pagină. N-ar trebui să construim un argument foarte rafin. Bun. Merg mai departe. La un dat, tu ai făcut distinția de altfel corectă și necesară între file sharing-ul închis, în comunități închise, unde trebuie să te ții de anumite reguli, cum ar fi a ține rația, și file sharing-ul deschis. Și se întreba, Radu, ce valoare adăugată ar aduce cel închis? Și cred că aduce o valoare adăugată și în felul următor. În cel închis, nu știu dacă faceți aceste lucruri ilegale, dar merită. De ce merită? Pentru că cel închis, o să vedeți că oamenii se orientează mai degrabă după anumite pasiuni întreținute, după anumite interese. Există nișe, există trecărul de torenți pentru cărțile de filozofie. Există trecărul de torenți pentru filmele anilor 40 din Europa de Est. Acele trecări închise clar că arată o cooperare mult mai intensă și o împărtășire numai a documentelor, ci și a valorilor. Pe când trecările deschise, dați odată un search pe prietenul nostru, Pirate Bay, sau puneți în ordine, în funcție de câți side există și câți lice, asta v-a explicat la dumneavoastră de vreme, puneți în ordine documentele. O să vedeți că primele 300-500 de documente sunt absolut mainstream. Uneori te întreb dacă nu cumva mari producători de la marile case de discuri sau Hollywood-ul nu-și doresc lucrul ăsta. Pentru că primele 100, 200, 300 de bunuri culturale sunt clar niște mărfuri culturale. Nu găsiți filmele lui Buñuel între acele.
Nu, o să găsiți un film unde oricum se bate lumea să meargă la cinematograf. Asta că s-ar putea să existe un interes obscur al producătorilor de a-și împinge operele acolo. De ce? Pentru că astfel popularizează mult mai ușor. Deci valoarea adăugată a trecărelor închise, asta e că strâng oamenii aproape în comunități epistemice. În comunități orientate către o anumită cunoaștere. E o anumită structurare. Pe Pirate Bay, mainstream-ul domină. Și oricum, Pirate Bay nu e cel mai bun exemplu. Că mainstream-ul domină, dar ei încearcă cumva să aducă în față și creatorii independenți, care de altfel și promovează. A apelat Radu la două jocuri. În dilema prizonierului, reiterată, de altfel, e la îndemână. Eu v-aș propune altceva. Dacă vă aduceți aminte, sau unii dintre domniile voastre, unele dintre domniile voastre, au folosit cândva DC++. Nu vă întreb cum ați intrat pe DC++. Probabil ați pus la... acolo aveați de pus un giga, 2 giga la sharing, ați pus poze de familie, sistemul Windows și așa mai departe. Nu vă întreb cum ați intrat, dar ideea este, pe DC, eu am o experiență foarte plăcută. Mi-am întâlnit prieteni acolo, mi-am făcut prieteni. De ce? Tot așa, pe DC trebuia să iei la mână să cauți în fiecare astfel de folder. Ei, și la un dat acolo am găsit foldere cu cărți de filosofie politică. Și am început să trag. Și trăgeam, nu era țeava de astăzi. Trăgeam și la un moment dat, pauză, am închis computerul, să nebunesc. Am stat vreo câteva zile, l-am prins iar pe om și am scris. I-am spus, uite, sunt foarte interesat și el mi-a zis ceva de genul, da, dar dacă te las eu pe tine să tragi asta. Eu nu mi-am țeavă destulă să trag niște chestii. Și m-a băgat într-un joc de tip ultimatum. A zis, avem 100 de unități cărți filozofie. Dar eu dau acces la 30. Ia sau pleacă. Eu n-am avut ce să joc altceva. Am acceptat și am zis, da, azi îmi dai 30, peste 3 zile îmi mai dai 30 și rezolvăm situația. Jocul pe care l-am jucat n-a fost dinama prizonierului, ci a fost chiar ultimatum. E vorba de Ionuț Stepan. Pe el l-am cunoscut pe DC, am tras cărți de filozofie și, surpriză, și el se ocupă cu teoria jocurilor. Deci e cel puțin un caz, am încercat să mă arăt, în care există și alte modele. Bun, nu pe protocolul BitTorrent, ci mai degrabă pe un protocol centralizat. Radu n-a prea făcut, n-a subliniat, cred că foarte clar, ideea asta a descentralizării, pentru că asta e valoarea fundamentală, cel puțin după mine, a protocolului BitTorrent. Faptul că nu se mai află în mâinile cuiva. Că nimeni nu e responsabil. Și în același timp, nimeni nu poate fi tras la răspundere. Că nu, nimeni nu se poate erija într-o anumită autoritate. Descentralizarea, de altfel, o valoare probabil fundamentală a rețelei noastre, internetul, la originile sale, astăzi vedeți că încearcă să fie cât mai mult depășită. Ne întoarcem sau ajungem într-o ghettoizare a internetului, într-o recentralizare. Toți ne îmbarcăm în același nave mamă, vezi Facebook, vezi Google. Și toată ideea asta a descentralizării se pierde pe zi ce trece. În schimb, BitTorrent și toți cei care fac file sharing implicit susțin ideea descentralizării. Și aici ar fi un argument moral puternic pentru un astfel de protocol. Bun. Nu cred că este o datorie morală să cooperezi atunci când ai costuri mici. Eu cred că această cooperare în astfel de moment este super erogatorie. Și oamenii tocmai, de aceea e fabulos că fac treaba asta. Că nu o fac nici conform datoriei, nici din datorie, ci o fac dintr-o pură pasiune. Tot legat de modelare. Din ce mi-aduc eu aminte pe vremea când citeam mai multe lucruri despre cooperare în rețea, există o formulă a cooperării în rețea. Poți să modelezi asta, dar trebuie să dublezi cu acea formulă. Ceva de genul N este mai mic decât B supra C. O să întreb dacă care își metere aici. Păi e foarte simplu. B înseamnă beneficii, C costuri și N, adică numărul de noduri în rețea, trebuie să fie mai mic decât raportul beneficii supra cost. Altfel, nimeni n-ar mai vrea să cooperezi în rețea. Și cred că dacă mergi pe linia modelării, ar trebui să te orientezi un pic și spre aceste formule foarte simple. Că nu e doar cooperare 1 la 1. E o cooperare între N noduri de rețea. Și eu. Și o să ne întorcem la o poveste veche între noi doi. Care e legătura între copyright și privacy?
sau sferă privată, ele sunt izomorfe. În ce sens? Și copyright-ul și privacy-ul protejează informația și transferul, circulația informației dintr-o parte în altă. Nu e că, în cazul copyright-ului, protejează informația de la o entitate, producător, autor, către multe entități. Circulația informației de aici, de la o entitate, către multe. Iar în cazul privacy-ului, exact invers. Circulația informației de la mulți către o entitate care colectează acele date. Și izomorfismul ăsta se va păstra întotdeauna, de unde și tensiunea constantă care există între legile proprietății intelectuale și legile sferei private. În principiu, și în special pe web, online. Și așa cum zicea și Radu, cooperarea n-ar mai avea loc dacă copyright-ul ar fi mai puternic decât privacy. Dacă oamenii ar avea mai multe riscuri încălcând copyright-ul. În momentul actual, în optica inclusiv a legislatorului, drepturile legate de sfera privată sunt mai importante decât drepturile legate de creație. Dar nu trebuie să știm ce se va întâmpla într-un viitor, într-o societate care se bazează din ce în ce mai mult pe informație, pe cunoaștere. Și ultima observație, o să mă întrebați cum am ajuns la ea, e a lui Zizek. Asta pe dreptul. Da, cum ai ajuns la Zizek? Ei, Zizek avea, nu mai știu, cred că într-un filmuleț, el mai mult filmează decât scrie. Într-un filmuleț spunea ceva de genul următor. Spunea, faptul că suntem, avem acces la toate aceste informații și putem downloada chiar tot, ajungem să lăsăm computerul să lucreze pentru noi și vom avea impresia că noi am citit, noi am ascultat muzica din simplu motiv, că există undeva stocată pe în mașinile noastre. Și că asta el o numea ceva de genul interactivitate pasivă. Că downloadăm extrem de mult și de fapt nu mai avem timpul necesar să accesăm, să ne bucurăm de acele bunuri culturale. Asta ar putea să aibă și o parte foarte interesantă. Să zicem că mâine internetul dispare. Pur și simplu se închide. Se închide la Moscova, se închide la New York, se închide la Cape Town, se închide la București, s-a închis internetul. E foarte bine că suntem interactivi în mod pasiv. Pentru că toate aceste bunuri culturale cumva vor fi regăsite. E, de-abia atunci va fi interesant cum va avea loc cooperare. Când fiecare, cu mașina sa, nu ca nodul în rețea, va trebui să ne găsim, să ne întâlnim. Exact cum făceam în anii 90, când făceam schimb de casete, de CD-uri, sau mergeam cu hardul extern la vreun prieten să mai tragem niște filme, să-i mai lăsăm niște cărți. Mersi.